Cristi Mion, invitata emisiunii Medicina în direct, 40 de zile de canon, 40 de zile de drum spre Dumnezeu, 40 de trepte. Cristi a venit la Giurgiu, s-a întâlnit cu cititorii giurgiuveni, printre care și copiii de la clasa părintelui Georgian, care au venit alături de mine spre Biblioteca Județeană, la Saravescu din Giurgiu, și spuneam că m-au depășit din toate punctele de vedere și mi-a făcut plăcere. O să rog pe Cris să ne spună ce înseamnă 40 de zile, ce înseamnă 40 de trepte și de ce a început cu acest laimotiv al conferinței Îndrăznește, ai curaj. Spuneam mai devreme că e pe post de tranquilizant dacă suntem la o emisiune medicală sau pe post de piedică dacă am fi la o emisiune religioasă. Nu, glumesc. E provocare. E o provocare pe care o adresez cititorilor mei. Mi-am adresat-o mie, am văzut pe compropriu că funcționează și că poate să devină o experiență necesară și atunci am folosit-o ca sursă de inspirație pentru romanul 40 de zile. 40 de zile a fost scrisă plecând de la un canon dat de duhovnicul meu. Aceasta e partea realistă și partea care a stat la baza, la temelia acestei lucrări, după care am condus-o spre imaginar, spre fantastic, zona în care cred eu că am putut să mă extind atât cât am avut har în momentul în care am scris-o și cred că este fără această zonă de imaginar, de bază, n-ar fi avut valoare. Pentru că cred eu că așa reușesc să atrag în jocul celor 40 de zile cât mai mulți cititori. Fiind convinsă că povestea personajelor Snoul Albastru și Floarea Soarelui este povestea tuturor la un moment dat. Eu cred că am greșit pregătindu-mă pentru această întâlnire. Am citit-o în 2-3 zile. Timpul ar fi fost 40 de zile și o spun foarte serios. Cred că trebuie citit fiecare zi separat. Ești întotdeauna Scheherezadei și spui o poveste pentru o zi, mă rog, pentru o noapte. Tu o scrii ziua ca să ne gândim noaptea. Spuneai că e un sedativ, este un panaceu, servește fiecare bol în funcție de tipicul ei. Important e, asta e un medicament cu adevărat bun, cum e mierea, cum e propolisul, care sunt, prin natura lor, leacuri universale, cam așa e cartea. Cartea poate să tămăduiască și omul depresiv, și omul isteric, și omul bolnav trupește și evită sinuciderea, cum spunea Cioran. Cartea e o afirmație. Deci eu n-am cum să... Da. Decât tu continui ceea ce spun eu, sunt puncte de suspensie și gânduri și reflexii până la urmă. Spuneam în lansare că la un moment dat mi s-a pus o întrebare la una dintre lansări cum aș defini acest roman baz printr-un singur cuvânt. Și am spus că l-aș defini prin cuvântul ușă, dacă ar trebui să folosesc o metaforă, un substantiv. Și mi se pare definiția cea mai simplă și cea mai corectă. Pentru că dacă ceva mă dezamăgește și mă intrigă la atitudinea unei persoane în această lume, este atitudinea de constrângere. Cred eu că omul există în libertate. Și atunci cartea pe care o propun nu poate să existe ca un magister Dixit. Poate să-ți deschidă sufletul și să te determine, să te duci pe drumul personajelor, dacă ai nevoie de asta. Poate că nu ai nevoie încă să trăiești în curățenie, în adevăr, în frumos, în bine. Dar citind această carte, cred cel puțin că afli că se poate trăi și așa. Ce era frumos în Magister Dixit al lui Pitagora era că ucenicii lui, discipolii lui și discipolele lui, nu? Școala femeilor pitagoreice, spuneau asta chiar dacă maestrul nu spune asta. Deci, ca și cum asta ar fi spus maestru dacă ar mai fi trăit. Cam asta faci tu, tu ne lași un semn, o urmă, o dură de lumină, dacă vrei, în care noi continuăm drumul pe care mergi tu.
da, exact. Și până la urmă este... Spuneam să arăt la cameră că există în roman 40 de pagini goale, lăsate special pentru cititori. Pentru că eu sper să fie o carte vie, o carte care să lucreze în sufletele celor care apucă să o citească și gândurile mele să fie doar un punct de pornire a gândurilor lor. Chris, un mare scriitor, spunea cele mai bune cărți ale mele nu le voi scrie eu. Le vor scrie cititorii mei. Tu deja lucrezi la cărțile tale viitoare. Cărți care vor apărea peste 100, peste 200, peste 900 de ani. Să dea Domnul să fie perene foile acelea libere și ele să nască noi și noi pagini și tu faci opera deschisă a lui Umberto Eco, până la urmă. Nu sunt întrebări. Nu. E un exercițiu pe care mi l-am propus mie și am avut îndrăzneala să-l propun și celorlalți, pentru că fără introspecție nu poți să trăiești adânc. Ne este atât de la îndemână să trăim artificial, superficial și la suprafață și să notăm la luciu apei, cum îmi place mie să spun, încât n-ai cum să descoperi frumusețea acestei existențe dacă nu cobori sau dacă nu urci maxim. Dacă te limitezi la ce îți oferă luciu apei, te bucuri cu experiențe extrem de ușoare și de lipsite de seriozitate. Dacă e ceva de aflat, e aflat în adânc și nu la suprafață. Suprafața e plată și a noastră. Profunzimea e trăirile majore sunt cu cât cobori mai mult, cu atât, cu atât întâlnești trăiri majore și descoperi că limita nu e o limită. Și abia atunci încep să înțelegi de ce nu te mai poți întoarce la o trăire artificială. E beția adâncurilor și a înălțimii deopotrivă și tu spui că extazul dragostea e superior extazului drogurilor și extazului tuturor psihotropenilor și tuturor... Da, în momentul în care ajungi dependent de iubire, în momentul în care găsești în iubire starea ta de a fi și consider că e împlinirea ta existențială, în momentul respectiv nu prea mai îți găsesc sensul trăind altfel. Spui foarte frumos că durerea te scoate din starea asta de apatie, de calm, de linie izoelectrică a vieții, ne face să fim conștienți. Și suferințele ne sunt date ca o plată a păcatelor care nu ne pot fi iertate, unor păcate capitale. Aici ne adresăm unor oameni care au oarecare cultură sau oarecare trăire în sens religios. Dacă ne-am adresat tuturor, n-am putea să vorbim din punctul ăsta de vedere. Dar cred că niciun moment de suferință care ne este dat nu apare în existența noastră oricum, ci este efectul unei experiențe nefirești. Și când zic nefiresc, zic împotriva sufletului. Trăim neatent foarte mult timp din viața noastră, până ajungem la vârsta maturității și vârsta maturității o numesc vârsta discernământului și a înțelepciunii, a momentului în care îți dai seama că de la acest punct încolo n-ai cum să mai trăiești la suprafață. Și în momentul respectiv, evident că toată atenția ți este direcționată, ți este concentrată spre trăiri autentice. Spui că doar omul poartă măști. E un reproș, ești regizoare. Știu eu, de la Comedia dell'arte în continuu, până acum s-a renunțat la măști, dar omul e mereu, nu? În piesele acelea fabuloase, o altă mască sub o mască. E bine că avem măști, măștile nu ne și protejează sufletul care e o carcasă vulnerabilă până la urmă. E singura celulă care nu are membrană, spunea cândva un mare filozof. Nu știu dacă bine în raport cu ce. Nu știu dacă e bine sau rău. Dacă le folosim... Mediul ăsta exterior, dacă e bine să avem măști și să fim puțin altfel decât suntem în interiorul nostru cel mai profund, sau trebuie să ne exteriorizăm și să fim vulnerabili într-o oarecare măsură. Dacă un om folosește măști, înseamnă că are nevoie de ele. Și îi sunt necesare.
dacă nu i-ar fi așa, nu l-ar folosi. Excluzând jocul și ludicul din toată gestica asta emoțională. Masca are evident scopul ei, și social, și cultural, și spiritual. Depinde care este pragul în care îți permiți să o folosești. Dar masca presupune o sciziune, o ruptură între ceea ce ești și ceea ce vrei să pari că ești. Înțeles. În momentul în care îți asumi masca, îți asumi un chip al altuia. Avem trei personaje în carte. O să le rog pe operatorul nostru, pe domnul Minel Boboc, să le exemplifice prin tabloul din spate. Și avem floarea soarelui, care este simbolul fertilității, spuneam, așa cum sunt multe roduri în ziua de azi, cum este rodia, spuneam, cum este pepenele, cum e porumbul, care sunt aduse în biserică pentru a fi binecuvântate. Avem această undiță care servește la prinț, este, dacă vrei, năvodul și plasa de pescuit a apostolilor, și avem întâlnirea cu Dumnezeu, care este cerul albastru, spre care ne duce un zmeu, un dragon pozitiv, un fluture, spuneam eu, ieșit din chilia lui, din cristalida. Ca în Orfeu și Euridice, spuneam, ca în Psihe și Eros, nu? Privind iubirea și privind călăuza, drumul dispare și regresăm la poziția primară. E o pedeapsă, e o binefacere, faptul că floarea soarelui nu a ajuns în cer și că își construiește cactus și acum pe sufletul ei? Floarea soarelui a avut nevoie să construiască o lume interioară de cactus ca să poată să o depășească. Sunt două variante de existență, varianta virgină, varianta nudă a sufletului în care nu ai, n-ai parte de trecerea însoțirii cactușilor în devenirea ta și ești virgin, ești curat, ești fără ei, nu cunoști minciuna. Eu oamenii cactuși i-am botezat pe oamenii care au nevoie să se mintă și să mintă, să folosească minciuna în construcția sufletului lor. Sau a doua variantă, cum este floarea soarelui, oamenii care au nevoie să treacă prin minciună ca să o depășească, au nevoie să-i coste și să-i ardă experiența mocirlei, a mizeriei interioare, ca să tindă spre lumină. Și când vorbesc de mocirlă, de mizerie, de urât, de întunericul din noi, vorbesc de tot ceea ce este împotriva sufletului tău, de nimic altceva. Așa îmi define și păcatul, trăirea care este împotriva sufletului. Pe lângă regie, tu ai studiat și teatrologia. Îmi permit să facem o plonjare în teatrologie și să spunem că Eschil scria despre zei și introduce un personaj, Euripide mai introduce un personaj și scrie despre oameni așa cum a trebuit să fie și Sofocle despre oameni așa cum sunt. Tu ai sacrificat niște personaje, ai renunțat la personaje, nu ai o sumedenie de personaje, ești mai mult tu cu interiorul tău și cu gândurile tale și cu iubirile tale pierdute sau regăsite, cu această sintagmă fantastică a florii soarelui, a undiței și a zmeului. Poți care... să te întrerup că aici aș vrea să te combat. Nu sunt eu, sunt personajele mele. Este un roman, e o proză fantastică unde a fost un exercițiu al imaginației. Nu este un jurnal. Îmi închipeam că ți s-a întâmplat ceea ce ai scris acolo, evident, ți s-a întâmplat interior. Evident că o parte din trăirii mi aparțin, dar ele au fost folosite doar la nivel de start. Ele au fost dezvoltate în plan imaginar tocmai ca să funcționeze povestea. Da. Vreau să te întreb altceva, dându-ți exemplu acestor mari tragicieni greci. Dacă ei adăugau personaje și la un moment dat teatrul câștiga în valoare, tu ai reușit să sacrifici personaje, să nu faci foarte multe personaje, să nu introduci eu tipuri, modele. Vreau să te întreb dacă ai putea să pui în scenă această carte. Aici e o întrebare. Dacă e carte care se poate juca. Ea, în primul rând, este scrisă regizoral, este scrisă pe conflict, pe situații, pe o biografie a personajelor destul de coerentă și rațională, cu foarte multe
cârșe pentru regizor. Deci ea e un text care n-ar da multe bătăi de cap la dramatizare. Mă gândesc să o transform într-un spectacol în momentul în care aș avea inspirația să-i găsesc o idee regizorală. Dacă nu i-aș găsi textului o temă regizorală, nu m-aș apuca să-l fac spectacol, că i-aș trimite oameni să citească carte. Nu ar trebui să vin cu nimic scenic în plus. Eu cred că o carte, că îți pătrunde mai greu un public și mai ușor pătrunde o piesă de teatru. E de multe ori mai expresivă, nu? Nu. Tu ai experiența ambelor. Nu. O carte bună, în moment, adică din ce am discutat și din ce am observat, cititorii de astăzi sau oamenii care consumă literatură astăzi au discernământ. Nu-i mai poți păcăli cu un film sau cu o piesă înainte de a citi cartea. Dacă vor să citească o carte înainte de a se duce la un spectacol, o fac. Și asta mi s-a întâmplat, de exemplu, cu Hoții de frumusețe. Oamenii care au venit să vadă spectacolul mulți dintre ei, cei cu care am vorbit, au fost cei care citiseră cartea și vreau să vadă punerea în scenă. Se întâmplă și invers. Se întâmplă ca o carte, ca un spectacol să te trimită ulterior la carte, dar se întâmplă mai rar. Înțeles. Iubirea de care vorbești acolo și în care spui că pentru a iubi cu adevărat trebuie să trăiești viața celuilalt și trebuie să fii celălalt. Crezi că există sau sunt multe situații în realitate în care ne reușim să ne suprapunem peste interiorul celuilalt, să gândim și să simțim ce simte celălalt, suferința lui și bucuria lui? Cred că dacă nu te abandonezi în celălalt, n-ai cum să poți să-l conții și să poți să trăiești împreună cu celălalt o relație de întreg. Spui că în iubire renunțăm la egoismul nostru și ne dedăm egoismului celuilalt. Intrăm în eul celuilalt. Suntem ca niște cetăți bine păzite care sunt greu de spart și greu de pătruns. E un joc extrem de periculos pe care ți-l propune iubirea, dar în același timp e sublim. Respectiv, abandonarea totală de sine, dar în același timp nepierzându-te pe tine. Adică, într-un fel, faci exercițiul abandonului total, dar în același timp trebuie să rămâi lucid în așa fel încât să nu devii celălalt. E un paradox, dar este sublim. Spuneai în timpul conferinței ce spunea Sfântul Augustin, iubește și fă ce vrei. Acela Sfântul Augustin spune că în noi se află ceva mai adânc decât noi înșine. Probabil este chiar acest celălalt, care este o iubire infinită, mai mare decât iubirea de noi înșine, care e iubire narcisică, și iubirea de celălalt este de fapt iubirea creștină, iubirea care te scoate din tine. Este exercițiu major existențial pe care l-am, adică la treapta asta am ajuns. Nu știu cum e după, dar până aici am ajuns. Să pot să mă depășesc prin celălalt. Să mă dăruiesc prin celălalt. Aici a fost Părinte Georgian și te întreba dacă ce putea să le spui tinerilor despre spovedanie, cum ar putea să-i îndrepte despre spovedanie. Ai făcut o oră de religie, iată, știu eu, ex-catedra. Aș fi vrut să te întreb referitor la cuvintele care tu le-ai spus acolo, că spovedindu-te și căindu-te, tu nu dai fapta la o parte. Fapta rămâne, dar faci bine sufletului tău. Te pare cum neîndreptare totală. De exemplu și criminalului din crimă și pedeapsă, care spune că de fapt el a murit și nu bătrânica și îți omor sufletul prin crima, nu neapărat crima fizică, sunt mai multe feluri de a omor. Spovedania să nu elibereze total. Să nu ierte tot fapta. Da, asta e întrebare. Ok. Chiar nu știu răspunsul aici. Eu cu atât mai puțin. Intrăm pe un plan duhovnicesc și în momentul în care apuci să-l trăiești și să accesezi zona asta la nivel de trăire, nu teoretic, cred că îți este foarte greu să începi să îl analizezi și să discuți despre el într-o emisiune la televizor.
E un parcurs extrem de intim și nu știu cum aș putea să-l pun acum neformal. Mă gândeam că tâlharul a fost iertat, nu? A fost să-l iarte cu toate păcatele lui, fiindcă se căiește chiar în ultima clipă. Da, bine, să nu fac că ești rău ca să te căiești. Ci să te căiești fiindcă ai făcut rău. Cred că spovedania devine lucrătoare sau lucrează în tine în momentul asumării. Asumare ce înseamnă? Asumare înseamnă să nu mai treci pe acolo. Prin păcatul prin care ai fost. Chiar tu spui să nu faci loc altor păcate. Și prin atunci spovedania lucrează prin propria ta conștiință. Dincolo de taina spovedaniei. Taina nu poți să o dezvolți rațional, nu o analizăm. Taina e taină. Taina se trăiește și punct. Dar dincolo de acest aspect de credință, se întâmplă atitudinea, adică se întâmplă atitudinea ta față de păcatul pe care îl spovedești. Cred că asumarea este primul prag pe care l-ai de trecut ca spovedania să lucreze. Și atunci spovedania nu este împotriva sufletului tău, ci este în acceptul sufletului tău. Că dacă eu mă duc și mă spovedesc și trec prin același tip de experiență în care am fost înainte de spovedanie, spovedania nu are cum să lucreze. Spun Sfinții Părinți că spovedania oricum lucrează, dar nu știu pe ce plan, pentru că pe planul concret, atâta timp cât eu o țin într-un șir de păcate, aceleași păcate, nu știu cum lucrează. Cred că asumarea este practic răspunsul activ la spovedanie. Eu cred că spovedania trebuie urmată și de ceea ce spune preotul. Și cred că taina, cred ceea că ce te învață preotul să faci. Iar eu taina mi-am explicat-o ca fiind o chimie între ceea ce trăiesc și ceea ce se întâmplă dincolo de ceea ce trăiesc. Fără relația asta, fără chimia între mine și Duh, nu poate să lucreze spovedania. Așa este. Adică spovedania, nu mă duc la un perete să mă spovedesc. Cristi, îți mulțumesc că te mai invităm la Giurgiu cu alte lansări de carte și cu piese regizate de tine. Suntem în apropiere, dacă vrei, de București și oricând te așteptăm cu drag. A fost o emisiune de, spun eu, de terapie, a fost o emisiune de suflet, am arătat că ne putem vindeca și altfel, sau că putem urca o treaptă spre vindecare. Bine, dacă ar fi să vorbim strict pentru oameni care au acces la viața duhovnicească și sunt interesați de zona asta, atunci într-o frază răspund la întrebarea pe care mi-ai pus-o legat de boală și de suflet. Da, cred că bolile sunt efecte ale unor păcate. Și că suferințele prin care trecem ne sunt necesare ca experiențe, lecții, prin care care să ne scoată din ceea ce suntem. Nu sunt inutile, nu sunt gratuite și dimpotrivă. Cred că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât dacă nu reușește să ne scoată din încrâncenarea noastră într-un mod firesc nouă, atunci apelează la o experiență dură. La o experiență pe care noi o percepem ca fiind suferință din punct de vedere superficial. Dar ea, din punct de vedere profund, este evoluție. Chris, lasă-mă să regizez eu finalul. Dragi telespectatori, alături de noi a fost Chris Simion, care ne învață că uneori cuvintele trebuie să tacă, să devină taine și să asculte tăcerea. Și să știm că viața noastră nu merită să fie trăită dacă este între limite, viața nu are sens decât dacă este infinită, și viața noastră suntem noi înșine, iar Dumnezeu este atât de bun cât îi cere. Doamne ajută!